Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, așa cum pregăteam deja terenul de săptămâna trecută, de la finalul ediției de săptămâna trecută, vorbim despre târgul de producătorilor de produse tradiționale de aici din județul Hunedoara, o încercare, un început, dacă doriți, pentru că veți afla că se încearcă permanentizarea acestui târg în parcarea unui supermarket de aici, din Deva. E o discuție mai lungă, anterioară târgului, cu președinta Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice din Hunedoara, cu doamna Tatiana Rovinar, și apoi discuția cu producătorii care au venit să expună acolo la acel târg. Și pentru că printre ei se afla și un apicultor, o apicultoare de fapt, venim și cu cealaltă bucată de care vorbeam noi, cu acea trecere înspre zbaterile apicultorilor rămasă din discuția mai lungă cu Tibi Corb de săptămâna trecută. A fost sărbătoarea Comunei Șoimuș, bineînțeles că trebuia să ajungem și acolo, am stat de vorbă cu primarul comunei și despre sărbătoarea în sine, dar și despre zbaterile celor ce conduc comunitățile, în primul rând rurale, din județul Hunedoara. Încheiem, ca de obicei, cu medicul veterinar și cu sfaturi care vin înspre voi, așa cum ne-am obișnuit de atâta timp. Vizionare plăcută! Tatiana, am vrut să stăm așa un pic liniștiți înainte de a începe târgul pe care Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice din Hunedoara îl organizează în parcarea unui supermarket de aici din Deva. Nu că ai fi liniștită, pentru că problemele de organizare sunt foarte, foarte mari. Încercați să strângeți rândurile, dar e greu. Da, este foarte greu, dar cu optimismul meu incurabil, este greu, dar nu imposibil. Și da, am primit solicitarea din partea unui supermarket din Deva ca să facem o prezentare, să începem de fapt o campanie de prezentare a producătorilor de produse tradiționale din județul Hunedoara și nu puteam să nu răspund afirmativ acestei solicitări, pentru că cu atât mai mult cu cât e mult mai bine când aceste propuneri vin din partea unor lanțuri de magazine mari și nu din partea noastră și ca atare sper că acest prim târg care va avea loc în acest weekend să fie un început de bun augur, o colaborare bună atât din partea noastră cât și din partea supermarketului. O colaborare pe care ne-o dorim o dată pe lună cel puțin. Să fi fost sensibilizați de acea lege a lanțului scurt? Cu siguranță că da. Este a doua propunere care o avem din partea unui alt supermarket din județ și cu siguranță, da, acea lege care deja s-a promulgat e un imbold din partea lor de a ne căuta. Acum se vor finaliza aceste parteneriate, o să rămână să vedem. Știu că ați fost la niște discuții. V-ar tenta acel spațiu rezervat vouă în cadrul supermarketurilor să nu fiți sperat la grămadă cu alte produse? Da, cu siguranță a fi cumva delimitați de restul producătorilor mari, industriali din țară sau cei care aduc marfă din import, este un lucru benefic pentru noi, pentru că putem conștientiza în mintea consumatorului că acolo găsesc produsele într-adevăr atestate tradițional sau produsele de casă făcute în mod tradițional, cu sau fără sigla ministerului sau ecologice. Dar
Da, întâlnirea care a avut loc la începutul acestei veri la Sibiu a fost deocamdată doar o bază de date pe care lanțul de supermarketuri care ne-au invitat acolo și-au făcut-o. Acum, sigur că e interesant pentru noi. Eu vorbesc din punctul meu de vedere personal. Mie, da, mi-ar conveni ca să știu că pe raftul X, în magazinul cutare, se găsesc produsele mele, pentru că e bine să lucrez și pe comandă. E benefic pentru noi și cred că și pentru colegii mei. Vorbeam în urmă cu ceva timp cu directorul Camerei Agricole a județului Hunedoara și mi-e spunea de un proiect pe care îl doriți să-l puneți pe roate împreună. Da, am făcut împreună cu Camera Agricolă un proiect pe fonduri europene. S-a depus proiectul și așteptăm pe finalul acestei luni sau începutul lunii septembrie răspunsul. Noi sperăm să fie aprobat și prin acest proiect o să avem un magazin al nostru, al producătorilor de produse tradiționale din județul Hunedoara, în Deva, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. E un pas înainte făcut pentru noi și pentru consumatorul, care este practic obiectivul nostru final, și nu toată lumea poate să se ducă la un supermarket. În momentul în care ai un magazin al tău, al producătorului, e lanțul foarte, foarte scurt și prețurile vor fi atunci prețuri de producător. Clar nu vor fi fără alte adausuri sau fără alte, nu știu, costuri suplimentare care se regăsesc în alte magazine. Comparativ cu alte județe, trebuie să o spunem, încă există, nu știu ce cuvânt, reticență în zona asta de strângere a rândurilor. Da, este, pe de-o parte, pentru că și producătorii au o mică vină în toată povestea asta. Ca să fii producător cu acte în regulă, trebuie să faci mai mulți pași, pe care nu toți producătorii sunt dispuși să-l facă. Nu e așa de simplu, sunt niște costuri. Nu sunt foarte mari, dar ele există și acest lucru nu este foarte bine implementat în mintea tuturor producătorilor, pentru că noi, ok, eu am respect pentru toată lumea și pentru cei care se duc, producătorul care se duce la piață, dar faptul că ești producător de legume, de fructe, de zarzavaturi, nu poți să închizi cercul dacă nu faci niște pași înainte. Nu toată lumea înțelege lucrul acesta. Iar pe de altă parte există reticență și din partea autorităților, pentru că singur nu putem. Oricât de mulți am fi, oricât de uniți am fi noi, dacă nu avem ajutor și sprijin și din partea autorităților și înțelegere, atunci n-am făcut mai nimic. Trebuie să spunem și lucrul ăsta. Un produs curat costă ceva mai mult. Și din păcate puterea de cumpărare e un pic cam redusă prin zona noastră și încă mai apasă asupra oamenilor. Da, este perfect adevărat că totul, finalul este portofelul fiecăruia, însă, așa cum ați spus, consumatorul a trebuit să fie un pic mai conștient de ceea ce mănâncă, să fie mai atent la ceea ce mănâncă și consumă și, într-adevăr, exact așa cum ați precizat, nu toți consumatorii, eu mă refer la cei locali, se tot spune ca să cumpărăm produse românești, să ajutăm, să încurajăm, nu toți fac lucrul acesta, din păcate, mulți doar spun și nu fac. Am probat lucrul acesta, de aceea îmi permit să fac această afirmație. Și da, într-adevăr, produsele noastre n-au cum să fie la același preț cu produsele făcute în mod industrial, pentru că atât e ca și cum ai coș un goblen. Deci e manufactură. Noi nu lucrăm la scară mare. Eu știu cum lucrez eu, deci n-ai cum să, și costurile care le am, n-ai cum, cât de mic, cel mai mic preț posibil care e admis pe piață. În altă ordine de idei, trebuie să ne și raportăm la nișa de piață pe care suntem noi. Nu pot să dau, ok, nu mă compar cu Topoloveniu,
din punctul meu de vedere, 30, nu știu, 8 de lei, 37 de lei, prețul la un borcan de magiun nu se justifică. E problema dânșilor, nu e problema mea, dar nu poți nici să-l dai cu 3 lei. Deci acolo unde e 3 lei, 4 lei o dulceață sau o zacuscă, aia clar nu e ce trebuie. Așa este și la mezeluri, așa este și la brânzeturi. Dar trebuie să înțelegem faptul că atunci când vedem prețul foarte, foarte mic, produsul respectiv a trecut doar pe lângă legumă, pe lângă carne sau orice alt produs de bază. Da, așa este. Și referitor la ceea ce m-ați întrebat, adineauri, eu personal am căutat să cumpăr fructele pe care le-am prelucrat apoi și le-am transformat în gem sau dulceață sau sirop din județul Hunedoara. Deci nu m-am dus în alt județ să cumpăr, tocmai pentru a... și am căutat și chiar avem producători mici de căpșuni, producători de frăguțe, chiar frăguțe de cultură, de murez, meură. Ce s-a putut aduce de la munte s-a adus, ce nu am cumpărat, dar doar din județ. Deși legislația îmi permite ca să cumpăr de pe tot întregul teritoriu al țării, dar nu. Tocmai pentru a ne ajuta între noi, atunci și consumatorul hunedorean ar trebui să se uite pe rafturile magazinelor, pentru că o parte din produsele noastre se găsesc în câteva magazine din Deva și Hunedoara, și să le aleagă pe acelea, să le guste și apoi să constate dacă, da, într-adevăr, este, nu știu, dau un exemplu absolut aleator, 9 lei borcanul de dulceață, dar merită față de ăla de 5 lei? Și eu zic că merită. Eu sunt absolut de acord cu tine. Ar mai fi o întrebare. În discuțiile pe care le-ai avut, atunci când discutați despre târgul ăsta, s-a pus problema unei permanentizări, pentru că ne-ar face plăcere să putem promova din timp apariția unui asemenea târg în județ. Da, discuțiile care le-am avut cu partenerii organizatori al acestui eveniment, am stabilit deja, deci asta este deja clar, o dată pe lună. Dacă lucrurile vor decurge în sens pozitiv, așa cum ne dorim și noi asociația, așa cum își dorește și partenerul organizator, ne-am dorit de două ori pe lună, ceea ce este chiar suficient, zic eu. Să dea Dumnezeu să fie bine. O să vorbim și cu ceilalți și apoi o să încercăm să aflăm un calendar al acestor întâlniri ca să putem să-l promovăm. Nu neapărat pentru voi, cât mai ales pentru consumator. Acum, știu că sună așa ciudat, dar asta e. În primul rând, vreau ca omul să înțeleagă faptul că el, ca și consumator, are niște drepturi. Și dreptul cel mai important e dreptul la sănătate, iar sănătatea produsului o are de la voi. Da, așa este și asta ne dorim și noi. De fapt, ținta noastră, asta este consumatorul. El este cel care ne judecă, ne apreciază. Pentru el, practic, muncim. Nu fac sute de borcane de dulceață cu acte regulă și cu costuri foarte mari ca să le mănânc eu și familia mea, nu? Și este interesant și pentru mine și cred că și pentru colegii mei din asociație să aflăm cât mai multe păreri, să știm feedback-ul produselor noastre din partea consumatorilor. Deci sunt chiar foarte, foarte curioasă să aud comentariile dânșilor. Doamna Aurelia, cum e cu plăcintile astea? Bună ziua! În primul rând, și cum să fie? Deci încercăm să promovăm un produs din zona noastră, din zona pădurenilor. Am ieșit pe piață acum 2 ani, în toamna asta se fac 2 ani, dar întâmpinăm din ce în ce mai multe greutăți. Noi sperăm să depășim aceste obstacole. Dar în ce constau ele? Noi suntem mici producători, deci foarte mici producători. Suntem la început de drum. Lumea ne consideră ca mari întreprinzători, deci e o mare diferență. Deci eu tot ceea ce fac manual, din produsele mele de acasă, cu excepția la făină, care nu pot. În rest, asta e. Deci ne deranjează faptul ăsta că există confuzia între mici producători și mari producători. Dar încercăm să mergem mai departe. Deci eu ca persoană am lucrat
câțiva ani buni în afara țării și m-am hotărât să vin acasă pentru că am văzut cum merg treburile pe acolo. Dacă acolo se poate, trebuie să se poată și la noi. Dar la noi e un pic mai complicat, lucrurile sunt mai complicate. Deci îmi pare rău și cu regret o spun, dar e un pic mai așa. Și păcat că avem o țară, am avut și sperăm să avem în continuare o țară bogată. Să nu se piardă ceea ce am avut. Nu se pierde și datorită dumneavoastră, pentru că păstrați încă rețetele tradiționale. Da, rețetele, deci nu schimb absolut nimic. Deci cum am învățat-o de la bunica, de la mămica, cum am văzut eu că se face în casă. Deci nu schimb nimic, aceleași ingrediente, în afară de brânză, sare, ouă, smântână, 100% naturale, deci nu nimic altceva, nu adăugăm nimic, deci nu schimb nimic, deci asta îi, deci se face în fața omului, să vadă cum o fac, dacă observați și tigăile, le folosesc tigăile bunici, de pe timpul, da, deci ca să-mi iasă produsul așa cum l-am văzut eu acasă la mama, deci cum l-am văzut acasă la mama și la bunica, așa vreau să-l vadă și consumatorul. Sperăm să fie bine. Noi încă mai avem un pic de răbdare și un pic de... ne rugăm să avem putere să mergem înainte. Sper să ne înțeleagă și cei mai mari. O, Doamne, cât ne-am dorit și noi să înțeleagă ea mai mari. Dacă nu înțeleg, nu folosiți un pic păcălețul pe spatele lor. Nu știu dacă putem să-l folosim, că eu l-aș folosi, dar mă gândesc că după aia din rău mă bag în mai rău. Știți cum e? Deci asta este, dar... ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute, să mergem mai departe. Deci e cam greuț, pentru că lumea, și acum, suntem aici, e un mic târg organizat de asociația noastră, dar încă lumea nu e obișnuită cu produsul tradițional, deci intră, trece, se uită, dar e mai așa, un pic mai rezervată. Să știți că pe dincolo e foarte apreciat. Deci am lucrat în Italia, nu pot să spun, dar acolo e foarte apreciat produsul și dacă te duci să iei o brânză stagionată sau de un alt produs, deci are o valoare, valoarea ei. Deci chiar dacă omul dă cu ceva mai mult, dar știe că e ceva autentic și ceva natural și își permite, dau un pic mai spun, dar mănânc sănătos. Deci la noi încă lumea nu are acest concept, nu știe să aprecieze lucrul ăsta. Chiar dacă se duce și dă doi un lucru de supermercat sau în altă parte într-un magazin, zice, na, cu banii ei iau mai mult și fac mai multe. Dar și lipsa condițiilor de trai la noi, mă gândesc, și asta... Acum, între noi fie vorba, chiar din ingredientele lor, n-ați încercat să le faceți niște plăcinte pădurenești? Da, le-am încercat, le-am făcut și, deci eu vă spun sincer, lucram într-un restaurant și au vrut să-l bage ca meniu un restaurant și am zis, stai până aici că nu mă complic eu cu... Deci asta e produsul nostru, nu mi-l aduc pe masa voastră. Deci asta a fost între noi, în bucătărie, între colegi, între asta, dar nu... Deci foarte încântat și vă spun sincer că au vrut să-l bage produsul ca meniu într-un restaurant și nu am fost eu de acord, pentru că în primul rând era munca mea în plus, neplătită, și nu am vrut ca produsul ăsta să-l pună ei pe masa lor, deci că a fost între noi, dar să știți că a fost foarte apreciat. Adevărul că ne-am mai ars noi cu deștia care au luat produsul nostru și l-au promovat ca al lor. Da, deci nu, deci am făcut așa de câteva, și mă puneau și îl făceam între colegi, în bucătărie, așa, dar ca să-l la clienți, nu, deci am refuzat categorii, deci ăsta e un produs românesc, trebuie să se vândă în România, deci nu în altă parte, că îi serveam, asta era altă problemă, dar nu că să-l fac public acolo, deci dacă se poate să se facă public, cu tot dragul și cu toată plăcerea, dar într-un mod organizat de producătorii noștri, de asociațiile noastre, ca să mergem pe dincolo, asta e cu totul și cu totul altceva, dar să aibă marca noastră, mai marcă de produs românesc. Țara Pădurenului e întinsă, e mare și frumoasă. Exact din ce zonă veniți? Din Păinița Voinii, satul regretatului Drăgan Muntean. Deci vreau să vă mai spun un lucru, deci acum câțiva ani buni, înainte ca el să se ducă la cer, mi-a venit cu ideea asta, pentru că dânsul, umbrând prin lume, o văzut la diferite activități culturale, pe unde umbla, deci o văzut că se practică produsul tradițional, se scoate, ce hai măi fată, așa era vorba lui, haide să încercăm, ce eu vă cumpăr făina, materiale, vi adun eu, deci numai să mergem la festival, la sărbătoarea noastră, în dealul Cornetului, într-un an, să facem prevânzare produsul nostru. Și nu a fost să fie, că s-a dus. Deci s-a dus. Și eu am plecat. Imediat după am plecat în străinătate și m-am întors la ideea lui și la vorbele lui. Dumnezeu să-l ierte.
Să-l ierte-mă, să-l odihnească, pentru că a fost într-adevăr un promotor nu numai a cântecului pădurenesc, dar și a tot ceea ce înseamnă frumusețile de acolo, din țara pădurenilor. Cam câți oameni mai fac așa ceva? Deci la noi în sat, și în zonele noastre, toate gospodinele fac. Deci toate femeile, nu cred că există. Bineînțeles că acum tot tineretul a plecat la oraș, au mai rămas bătrânele mai puțin când vin copiii acasă. Când vin copiii acasă, cu ce să-i aștept? Cu o plăcintă. Sau oamenii care încă mai sunt stabili acolo, când vin de la lucru, sâmbăta mă duc să fac plăcintele. Sau încă mai fac. E drept că păstrați și tradiția aia. În sărbătoare nu faceți pe masă și asta. Deci miercurea, vinerea și sărbătorile de Sfântă Mărie, Crăciunul, Paștele, la noi nu se pune tigaia pe foc. Deci încă se mai respectă lucrurile astea. Încă se mai respectă. Curățenie și în produse și în suflete. Da, așa este. Încercăm pe cât putem, cu toate obstacolele care sunt, dar încercăm să mergem mai departe. Atât cât putem noi. Să-mi spuneți, vă rog, cum vă numiți, de unde sunteți? Rozalia Cristea mă numesc și reprezint Asociația Handicapaților Neuromotori DEVA. Deci din DEVA. Și vă ocupați cu aceste împletituri? În cadrul asociației facem mult lucru de mână, încercăm să reînviem tradiția, plus că este și o activitate, o terapie ocupațională și ne place să facem acest lucru. De fapt, am învățat tot de la bunici, de la moși, de la strămoși, să facem lucrurile astea. Da, așa este și mult ne-au ajutat doamnele din oraș, care au venit și ne-au readus modele, ne-au readus până și ață și ne mai dau și sfaturi pentru a continua tradiția. Da, uite că din păcate ne băgăm prin magazine și uităm că sunt lucrurile astea faine, ale noastre. Uităm de ele, ne uităm la firme, la nu știu ce, și uităm că e și sufletul nostru românesc acolo în ele. În fiecare obiect se pune suflet și facem obiectele așa cum ne-ar face nouă plăcere să le avem în casă și în vitrine sau chiar într-o carte, un semn de carte, o brățară a prieteniei. Punem suflet în orice lucru făcut. Gabriela, uite că ne întâlnim din nou, aceleași produse, nu numai bune, dar mai ales cu o varietate fantastică. Da, a fost un an bunițăr, a început greu, salcâmul a fost foarte prost, a plouat foarte mult în perioada salcâmului, dar pe parcursul verii s-a redresat culesul și teiul poliflora a fost. Să sperăm că o să fie bine, să treacă cu bine de iarnă. Păi așa ar trebui, că uite că sunt tot soiul de probleme care apar și în lumea asta voastră, o lume absolut minunată a apicultorilor. Voi pastoral, ați reușit să faceți ceva? Da, facem pastoral, încă nu suntem întorși acasă. A fost bine. Deci unde mergem, noi mergem într-o fermă unde nu se stropește cu chimicală și binișor. Aia e bine că mulți au avut probleme din cauza stropitului. Am auzit că multă lume se plânge că a avut probleme din cauza stropirilor, dar nu, depinde de zonă și depinde de fermier. Cum înțeleg și fermierii să ne ocrotească și pe noi și plantele. Și dacă moare albina, nici nu au producție, nu se face polenizarea. Uneați, mai în vest așa? Da, în vest mergem noi, în zona San Nicolaului Mare. Și de acolo n-ați avut probleme, că prin alte zone, iarăși trebuie să spun din experiența altora, că i-or mai hâșuit așa cu autoritățile din zonă, de acolo. Nu, deci de câte ori mergem, prima dată mergem în fermă, deci mergem la primărie, anunțăm primăria, poliția și nu, mai ales că este zonă de frontieră, deci tot, dacă parcurgem pașii care trebuie parcurși, nu sunt probleme. N-am avut de ani de zile. Pe la târguri, pe unde? Numai pe aceea prin județ? În vara asta nu, vara nu prea putem merge la târgu, că trebuie să producem. Dar acum din toamnă, dacă ajută Dumnezeu să fim bine, da, începem cu București, peste două săptămâni, e târgul mierii. Nu, și ce se mai vește? Să sperăm o ziua recoltă aici, în județ. Ma să vedem dacă nu se mai schimbă, că s-au mai schimba și altele. Și... Da, să vedem ce-o fi și unde se ivește, încercăm să ieșim și noi cu produsele, că sunt bune, sunt naturale.
Eu știu foarte bine, dar ar fi bine ca și lumea asta care se uită la noi, măcar de curiozitate, să vină să guste odată, că pe urma a doua oră vine de plăcere, clar. Da, vin, dar chiar weekendul ăsta e cald și... Da, a fost mai puțină lume, dar a fost bine. Sperăm că o să vină lumea și în continuare. Și în alte... cu alte ocazii când o să ieșim. Sperăm ca târgul să reușim să-l facem măcar o dată pe lună aici, sau dacă nu din două în două săptămâni. Bianca, în primul rând trebuie să le spun la oamenii că ați avut și în cazul să strica vitrina aia specială. Da. Veniți cu asta așa, dar produsele tetele bune. Tot alea bune. Bună ziua și bine ați venit. Cam ce le propui celor care trec pace prin târgulețul ăsta? O mare parte din produsele noastre acum s-au terminat, că vineri a fost o zi destul de bună și am vândut aproape tot. Ori căutat vișli, îmi pare foarte rău, vișli, data viitoare când venim la târg o să facem mai mult. În rest avem cârnaț, salam, maio, ștobă, tot ce se poate. Da, dar vezi că lumea e obișnuită cu astea mai mult clocă de Crăciun. Da, dar să știți că merg și acum foarte bine. Deci avem cereri în fiecare săptămână și trebuie să facem. Avem clienți la care le trebuie și... onorăm comenzile. Asta înseamnă să faci lucruri de calitate. Da, într-adevăr. Cât vă mai țin balamalele? Că am înțeles că vreți să lărgiți un pic gama de produse. Da, noi încercăm să o mai lărgim un pic, dar mai așteptăm așa încet, încet. Nu ne grăbim încă. Da, pas cu pas, cum facem noi așa, stai, cum ziceau latinii, festina lente. Adică grăbește-te încet. Da, cam așa ceva. În perioada asta se mai organizează și zile de comune și târguri și de toate. Se mai fac și în afara județului. Încercați să le acoperiți pe toate? Da, am cunoscut acum niște prieteni, de fapt, s-au autorizat pe rulotă și lucrăm cu ei. Deci sunt niște băieți extraordinari la care noi le dăm produsele noastre, mici, vișli, cârnat, și încearcă și ei să ne promoveze. La rândul nostru îi promovăm și noi pe ei, ca oamenii să meargă să mănânce ceva bun. Da, ăsta e un lucru foarte, foarte bun. Până la urmă, cam așa ar trebui să facem totul. Trebuie să fim unul lângă altul, că altfel nu prea ne descurcăm. Pe la București, pe ăștia cu a lor, mai mereți? Să sperăm că anul ăsta vom merge. Acum totul depinde de doamna președintă. De doamna președintă și o țără și de autorități, că da. Și ele trebuie să se implice și poate le dă Dumnezeu mintea e bună să se implice un pic, pentru că ale voastre, alu Gabriela, alu Aurelia mai încolo, sunt ale noastre, sunt din sufletul hunedorenilor și ar fi bine să le știe mai mulți. Da, dacă pe noi nu ne ajută, atunci ar trebui autoritățile și ar trebui și să se implice un pic mai mult. Dani acasă lucră? Dani acasă astăzi nu lucrează, o merg să se odihnească, de mâine începem serviciu. De fapt, eu nu am zi liberă, că eu merg în continuare, el astăzi se odihnește și de mâine începem să muncim iară. Mergeți în continuare și pe sistemul ăla, cu comenzile la telefon, frumos? Da, comenzi la telefon, mă sună oamenii miercurea, vinerea le livrez la domiciliu. Ce să facem, asta este. Apoi sănătate și putere de muncă. Bineînțeles, bineînțeles. Le mulțumim tuturor clienților noștri, să fie cât mai mulți. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Fermele ADO din țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive
toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. SC Marvianis Spedition SRL Comisionar Vamal poate îndeplini pentru societatea dumneavoastră următoarele servicii. Întocmire declarație vamală import-export, declarație T2L, declarație de tranzit NCTS TIR, declarație sumară. Întocmire declarații statistice intrastat pentru fluxurile introduceri expedieri de bunuri intracomunitare. Vă stăm la dispoziție la sediul societății Deva, strada Victor Șuiagă, numărul 8, județul Hunedoara. Telefon 0725 918031, fax 0354 418845. Societatea comercială Agroamisol SRL oferă consultanță pentru managementul afacerilor în domeniul agricol și non-agricol. Agroamisol SRL întocmește studii și documentații tehnice în vederea întocmirii de proiecte finanțate prin fonduri europene. Agroamisol SRL. Punem umărul la succesul tău! E mult de lucru în perioada asta, pentru că, așa cum spuneați ceva mai devreme, stupii deja de pe acum trebuie pregătiți pentru iarnă. Da, 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 și în primul rând mă refer la apicultorii foarte începători. Luna asta trebuiau începute tratamentele pentru varroa jacobsoni și, în primul rând, le recomand să pui bezile de mavrirol, care au remanență peste o lună de zile. Deci efect continuu o lună de zile. Și, pe urmă, tratamente cu varachet sau cu ciorface. Le recomand cu foarte mare căldură acid oxalic. Am constatat bucuros, așa, că o serie de apicultori care sunt în sistem convențional, nu în bio, au început tratamente cu acizi organici. Nota 10, ăsta va fi viitorul. Și măcar trebuie să încercăm cu acești acizi organici, pentru că ușor, ușor încolo ne vom deplasa, pentru că normele astea europene vor fi din ce în ce mai stricte. Și orice substanțe din astea cu care noi facem tratamente se regăsesc în ceară. În ceară. Doamne ferește să n-ajungă miere. No. Deci le recomand și acizi organici. Și produsele pe care le avem astăzi pe piață, produse românești, varachet, mavrirol, sunt foarte bune. Am stăpânit de ani de zile varroa jacobsoni și vom stăpâni și de acum încolo cât timp va mai exista institutul nostru, că și acolo sunt probleme, din păcate, și nu-i susținut deloc acest institut, singurul din România și invidiat de alte țări. Institutul nostru românesc, ar trebui să ne mândrim cu el, să-i dăm de lucru, să-i dăm teme de cercetare. Pentru apicultura românească, pentru apicultor, așa ar trebui să gândim. Dar, din păcate, nu știu, lucrăm așa pomperistic, de azi pe mâine. Tragem de un buget ca de o gumă și la care se ajunge, care urlă mai tare. Nu așa se gândește. Să lucrurile ar trebui planificate pe ani de zile, nu de azi pe mâine. No, dar astea sunt subiecte mai mari, așa, care ar trebui dezbătute în Parlament, în Senat și așa mai departe. Eu mă gândeam la un moment dat, în timp ce stăteam de vorbă, apropo de ceilalți, cum ar fi să luați familie de albine, să mergeți în fața guvernului sau parlamentului, să simte ce înseamnă albina? Știți că apicultorii au ajuns la limită și să gândesc la acest lucru. Pentru că, așa cum merg toate brezele agricultorilor la București și își cer niște drepturi, sau nu știu cum să le zic, acum noi cerem numai drepturi, dar, de fapt, cerem un ajutor, nu niște drepturi, să fim înțeleși, pentru că și noi trebuie să existăm în agricultura românească ca orice ramură.
a agriculturii și apicultura și albinele. Mă rog, apicultorii se gândesc la acest lucru. Să știți, n-a venit propunerea de la mine, din discuție cu ele mi-am dat seama că sunt foarte supărați și cum toate categoriile de agricultori merg acolo să-și ceară ceva, de ce să nu mergem și noi? Pentru că noi suntem cei mai vitregiți, din păcate, la ora asta. Nu avem subvenție pe familia de albine. Oh, da. Nu știu. Să sperăm că încolo, un pic mai către toamnă, vom vorbi și despre lucruri mai bune. Deși în ultima perioadă, într-adevăr, dacă cineva a fost lovit, ăștia au fost apicultorii. Cine nu vrea să recunoască, înseamnă că e rupt complet de realitatea din țara asta. E rupt de realitate sau nu cunoaște situația, nu-l interesează. Dar sunt organe în cadrul Ministerului Agriculturii care ar trebui să gândească în sensul ăsta. Dar din păcate vă spun, habar nu au de apicultura românească cei care ar trebui să cunoască apicultura, cei care se ocupă la ora asta de apicultura românească în cadrul Ministerului Agriculturii. Nu cunosc apicultura. Nu poți să dirigezi un sector dacă tu nu-l cunoști. N-am nimic cu ei, să fie sănătoși, dar ar trebui să coboare aici, la bază, la apicultorii de rând, nu la cei care au sute de familii luate pe proiecte. Nu aia sunt apicultori adevărați care vor rămâne în continuare. Cei care n-au luat proiecte și care au făcut ce au făcut din pasiune și să luptă săraci să existe încă pătera aici, pe pământul ăsta. Se luptă, efectiv. Vă dați seama că anul ăsta a fost un an extraordinar de prost. A început bine la pomii fructiferi, să zic, în primăvară. La salcâm n-am făcut nimic. A plouat în continuu, nopțile reci și așa mai departe. Abia la tei am înviat un pic, la tei, și la floarea solului am făcut ceva, dar puțini apicultori au fost în pastoral. Majoritatea stau pe vatră. Ăștia au dat mâncare în continuu și vor da ca familiile de albine să treacă peste iarnă. Și ajungem la minimis. Păi dacă ăsta se dă, mă rog, minimisul chiar o sumă de mic, foarte mică și se va da la iarnă, e cam târziu. Mă rog, oricând e bine primit. Dar acum ar trebui o sumă de bani pentru năcăjiți ăștia care n-au făcut nimic tot timpul anului. N-au fost în pastoral, acasă n-au făcut nimic. Pentru că în județul nostru, în afară de salcâm, de câțiva ani de zile nu s-a făcut absolut nimic. Muntele nu mai merge capricios, sunt urși, drumurile sunt impracticabile și așa mai departe. Și atunci făceau ceva la salcâm. Ei, în condițiile anul ăsta n-au făcut nimic. Păi oamenii ăștia cum se vor descurca să treacă familie de albine peste iarnă? E foarte greu și eu îi înțeleg pe fiecare, că toți vin la mine și mă întreabă, și mai ales cu proiectul ăsta de minimis, dacă nu mă sună, când, cum, nu. Le-am arătat proiectul de hotărâre, acum când se vor hotărâ, să rupă acolo de la buget ceva, dacă au de unde, nu știu să vă zic, no. Dar una peste alta, sunt și câteva cazuri mai fericite, vreau să zic că nu încheiem așa într-o notă din asta... pesimist, așa. Sunt câțiva apicultori care au făcut ceva treabă la floarea solului, care s-au ocupat de familii de albine, care au nimerit în niște zone bune la floarea solului, pentru că sunt câțiva care la floarea solului n-au făcut aproape nimic. Au nimerit la o floare care n-a secretat, n-a mers. Sau s-au înghesuit prea mult la un loc. Și acolo sunt niște probleme foarte mari în sensul ăsta. Probleme cu localnici, probleme între ei apicultorii. Să înghesuie foarte mult la o singură floare. Nu e o programare, nu e o înțelegere. Plus că organele, hai să le zic competente, din județul Timiș, unde mergem noi la floarea solului, văd că în ultimii ani se ocupă cum să ne scoată afară din județ, nu cum să ne ajute. Pentru că odată facem polenizare acolo, nu? Ce să zic, facem o producție de miere, care e tot la țară vine, nu? Care merge la exterior și așa mai. Deci toate se leagă. Ar trebui toți să gândim cum să facem să fie mai bine pentru albine, pentru apicultori. Toți. Nu să ne, cum să zic, să ne hrăim așa unii cu alții, care suntem mai tari, care nu știu ce. Pentru că în Banat sunt multe zone cu mii de hectare de floarea solului unde sunt niște apicultori locali, care nu pot acoperi suprafețele astea de floarea solului pentru polenizare. Dar din răutate... nu lasă nici apicultorii din județul Hunedoara să intre acolo. Și am avut cazuri când au fost scoși cu organele locale apicultorii din zonă. Abuzuri, da? Am ajuns și în situația asta, să facem abuzuri la noi acasă, în țara noastră și așa mai departe, da?
sunt multe de povestit aici. Îmi pare foarte rău că... No. Deci, cum vă spuneam, totuși că sunt câțiva apicultori care au făcut treabă la Floarea Solului, niște producții, să zic, între 20 și 30 de kilograme pe familie, și au și rezerve de hrană pentru iarnă și vor trece și peste iarnă bine, dar... Majoritatea trebuie ajutați, mai ales cei care n-au făcut pastoral, vă spun sincer, nu știu cum mai rezistă. Deci din pensiuța lui ăla bătrân, săracul, cumpără niște biostimulatori, indiferent ce cumpără, și încearcă să meargă mai departe, din pasiune, din dragoste pentru albine. Păi ăștia trebuie ajutați, oamenii ăștia. Ăștia de la țară, care mai fac așa ceva. Pentru că vedeți cum îi... Eu mă uit la gospodăriile astea unde au animale, bătrânii aia care mai țin animale, le țin de drag, nu pentru că scot nu știu ce beneficii. Ăștia ar trebui ajutați. Că în caz, Doamne ferește, de ceva, pe ăștia ne putem baza, nu pe fermele astea mari sau pe importuri de nu știu unde și nu știu cum, nu, pe producția autohtonă, aia mică. Și bine să ai niște efective de vaci, de animale, de albine în județ, în țară, nu? Da. Iară deranjez pe cineva, cum am deranjat până acum, și n-aș vrea, pentru că, sincer, noi, generația asta, suntem spre final. Ar trebui să generația asta nouă să prindă viață, dar, din păcate, tot bătrânii sunt baza. Nu bătrânii, cei mai învârstnici, peste 40-50 de ani, tot ăștia, din păcate vă spun. Cu mai multă experiență de viață. Cu mai multă experiență și cu poftă de lucru. Că asta e o problemă. Tineretul nu mai vrea să facă nimic. Sincer vă spun, vrea toată lumea funcții de conducere când el habar n-are de nimic și vrea salarii mari. Nu merge așa. Deci asta e treabă de educație deja. Intrăm în altă zonă, din păcate. Dar avem și câțiva tineri pe care, sincer, îmi vine să-i țin în brață. Când văd că sunt pasionați pentru această meserie, fac sacrificii ca să pot să întrețină familiile, chiar dacă, cum vă zic, n-au ajutoare și n-au făcut niciun cules în timpul anului. Dar ei, săracii, din puținul care l-au sau primesc ajutor de la părinți, vor să întreține familiile, speră că la anul o să facă producție și așa mai departe. Asta e continuitate și pentru asta ar trebui să-i sprijinim măcar pe ăștia, dar și pe cei mai în vârstă. Pentru că am tot respectul pentru ei și nu știu cum să-i încurajez zilnic. Vă spun sincer, în condițiile în care de multe ori nu mai ai nici tu curaj ca om, așa, când vezi că toate astea se întorc împotrivă. Dar să mergem înainte totuși, până mai putem. Doamne ajută! Domnule primar, eu am îmbrăcat un pic mai de muncă, dumneavoastră de sărbătoare. Și e normal să fie așa, pentru că e sărbătoarea Comunei Șoimoș. Așa este, cam fiecare an, de 4 ani de zile, al 5-lea an este anul acesta, zilele Comunei Șoimoș continuă, noi ne petrecem ca de obicei, lumea este invitată aici, muzică populară, muzică ușoară, muzică pe toate gusturile, pentru toată lumea. Pentru că, știți cum e, dacă... nu faci ceva și pentru sufletul omului, parcă n-ai realizat nimic. Și atunci am zis să continuăm acest început care l-am avut în 2012 cu zilele Comunei Șoimoș, în felul ăsta, organizate frumos, cu muzică pe toate gusturile și pentru toată lumea. Acum vă încurc un pic locația, că parcă e un pic mai strâmt. Nu ne încurcă locația, din contră, să știți că toți cetățenii spun că e mai bine ales locul decât la camping, pentru că ne fiind proprietatea noastră, de fiecare dată trebuia să facem, să amenajăm, să facem curat. Chiar mulți dintre cetățenii din Comuna Șoimoș apreciază că am făcut locația asta aici. Eu mă bucur să aud acest lucru. Sărbătoare, sărbătoare. Da, cu munca? Și cu munca. Mergem mai departe. Proiectele în Comuna Șoimoș continuă. Muncim la ele acum. Pentru că știți bine că, din păcate, pentru România încă nu s-au deschis sesiunile de depunere de proiecte. Nu știu când se vor deschide. Gurile rele spun că se vor deschide după alegerile parlamentare, adică în primăvara anului viitor, ceea ce înseamnă că de-abia în toamna anului viitor vom da drumul la proiecte. Este foarte greu pentru România să stea 2 ani de zile fără bani de la Uniunea Europeană, dar văd că unii nu vor să înțeleagă, poate că ne aud acum și fac un efort să le dea drumul mai repede. Noi ne dorim de foarte mult să audă că mai sunt fermieri care încă suferă că n-au primit subvențiile, că sunt oameni care stau cu proiectele pregătite și... deocamdată pauză, ne-am dorit foarte mult să audă. Dar pare să că Sfântul
era să zic, dar mai bine, mă opresc așa, Sfântul nu vrea să-și îndrepte nici privirea și nici urechea spre noi, cei de jos, care chiar am vrea să facem treabă. Da, din păcate mă așteptam să fie alt suflu venind, domnul premier venind de la Bruxelles, mă așteptam să vină alt suflu pentru atragerea proiectelor europene. Nu vreau să-l critic și nici nu sunt măsură să-l critic. Ideea este că ar trebui să miști un pic lucrurile, pentru că România intră într-un blocaj financiar fantastic. Din păcate, pentru România, neavând producție suficientă, nu putem supraviețui dacă nu avem infuzie de bani europeni. De asta am trebuit să înțeleagă dânsul și să deschidă toate sesiunile. Nu trebuie să așteptăm ca să vină alt guvern, să vedem ce culoare va fi și acela să deschidă sesiunile. Parcă prea mult stăm după politică și nu facem treabă pentru oameni. Da, din păcate cam acest lucru îl spun foarte mulți din cei cu care stau de vorbă, că da, este ok și cu un guvern tehnocrat, acum nu vreau să intru neapărat în politică, dar dacă nu sunt cei care să-și asume niște măsuri, așa, eu nu neapărat un dolce far niente, dar e o stare așa de liniște. Indiferent ce guvern este sau va fi, e important să gândească că tot ceea ce face trebuie să facă pentru populație și blocajele financiare se transmit în timp, se vor vedea în buzunarul populației și va fi foarte greu până populația va prinde din nou încredere în politică, văzând că în buzunar n-au nimic. Deci trebuie să ne grăbim un pic cu măsurile respective pentru a da drumul la proiecte, pentru că altfel ne vom bloca. Eu zic că anul viitor va fi foarte greu, vom trece foarte greu anul dacă nu dau drumul la măsuri să le putem depune. Și acum să venim la un lucru foarte, foarte important. Guvernul ăsta, așa cum e, a preluat de aici, de la un grup de primari din județul Hunedoara, un lucru pe care l-a trimis deja înspre noi, cadastrarea. Da, da. Am muncit foarte mult pe tema asta și cred că știți, am fost și la Timișoara, m-am zbătut cu mai mulți colegi de-ai mei, nu singur, și deja lucrurile au început să intre pe un făgaș normal. Noi așteptăm, deja am depus cererile pentru depunerea documentelor. Începem prima experiență, cum s-ar zice, în cadastrare, cea de 30.000 de euro, să vedem ce putem face. Facem, adică poate că unii din cetățeni înțeleg că o să luăm pe priorități, nu. Luăm cei mai ușor, să vedem cum funcționează. Ulterior, de anul viitor, începem să intrăm pe un făgaș normal și să luăm bucată cu bucată, dar ideea este că acum vrem să facem un experiment, să vedem efectiv până la începutul anului viitor cum funcționează mașinăria asta, care din păcate i-am dat drumul prea târziu. Dar e bine că i-am dat drumul. Știți că din 2018 vom fi penalizați dacă nu avem cadastrare. Din 2018 vom fi penalizați dacă nu avem apă și canal. Dar toate lucrurile astea trebuie să le facem și să le pornim odată. Deja plătim amenzi pentru deșeuri și lucrurile astea nu le spune nimeni. Plătim amenzi la Uniunea Europeană în fiecare zi. Dar trebuie să ne trezim, degeaba stăm și așteptăm, nu se poate. E bine că am început, facem un experiment să vedem cum funcționează și de anul viitor sper să cadastreze toată România. Eu sper ca în momentul în care se va construi bugetul pe anul viitor să fie prinsă o sumă mai importantă, pentru că trebuie să recunoaștem că acești 30.000 de euro sunt insuficienți. Dar măcar s-au reușit să se scoată de undeva pentru acest experiment, cum îl numiți. Da, știți cum este, anul acesta era prea târziu, sau prea devreme, sau prea târziu, nu știu cum să vă zic, că n-am început nici cum, nici la începutul anului, la sfârșitul anului, așa pe la mijloc, știți, ca și găina, ne apucăm din mijlocul tarlalei. Ideea este că este bine că începem, este bine că o să ne vedem de ce probleme ne lovim în teritoriu, pentru că ne vom lovi de probleme. Nu va fi ușor, dar măcar știm de unde apucăm și vedem pe viitor ce putem să facem și anul viitor ne prindem și noi în buget. Poate că ne ajută și guvernul, a văzut că nu este cofinanțare și vreau să atrag atenția pe tema asta și topografilor, că unii zic 60 de lei este cofinanțare. Nu este cofinanțare, este mai mult de atât, nu se poate plăti pe parcelă. Și guvernul ne dă banii ăștia. Ăsta e un lucru bun. Și topografii sper să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că altfel nu se poate face cadastrarea. Eu cred că lucrurile vor intra pe făgaș normal și de anul viitor, după experimentul care îl vom face anul ăsta, de anul viitor vom ști de unde ne apucăm. Eu zic, unii spuneau că cel mai ușor este cu cei care au titlul de proprietate. Eu vă spun că cel mai ușor este cu cei care nu-ți măsurați deloc. Pentru că acolo faci regulile acum.
unde este titlul de proprietate, s-au făcut regulile pe legea 18 și o să fie mari probleme că nu o să bată suprafețele din titluri cu cele reale din teren. Și omul zice, dacă am în titlu 2400 de metri pătrați, 2400 de metri pătrați trebuie să am, domnul primar, nu trebuie să am 2100 sau 1900. Dar atunci la legea 18 s-au făcut comisiile cum s-au făcut și va fi greu. Și măsurătorile. Și măsurătorile cum s-au măsurat. Și acum va fi greu să le descălcim, dar trebuie să începem. Este un început, eu mă bucur că i-au dat drumul prin ordonanță și îi dăm drumul la treabă. Și pentru că tot ați folosit de mai multe ori cuvântul experiment, în caz că ceva simțiți că nu funcționează, împreună cu același grup de prieteni primari, veți veni și cu amendamentele necesare? Vă dați seama că ne vom zbate să-l facem să funcționeze. În primul rând că ne interesează pe noi. Eu vă spun cazul comunei Șoimuș. Fiind lângă autostradă, neavând terenurile întăbulate, n-am cum să aduc investitori. Dacă nu aduc investitori, nu se dezvoltă localitatea. Cred că niciun primar și niciun coleg de-a meu nu-și dorește să nu îi se dezvolte localitatea. Și atunci trebuie să ne zbatem pentru lucrul ăsta. Domnule primar, am făcut și un pic de politică, am vorbit și de muncă. Eu vă doresc să vă bucurați împreună cu cetățenii de aici din Șoimuș de sărbătoarea voastră. La mulți ani! Mulțumesc! Le urez și eu la mulți ani cetățenilor din comuna Șoimuș. Le urez petrecere frumoasă celor care vin să se petreacă alături de cetățenii din comuna Șoimuș. Și pe dumneavoastră, dacă tot v-ați făcut timp, vă invit la masă să servim o țuică, un cartaboș. Am pregătit o anumite lucruri tradiționale făcute la noi în comună, să ne petrecem, că așa e zi de sărbătoare. Da, gata, ne oprim aceea că ați auzit ce ne așteaptă. Doamne doctor, suntem la sfârșitul verii, început de toamnă, mă rog, calendaristic cel puțin, vrând nevrând ne gândim că vine și vremea rece și aceasta ar putea să afecteze animăluțele noastre. Mă refer în primul rând la animalele de companie și, din câte știu, probabil o să-mi confirmați, pot apărea congestiile pulmonare, pentru că aceste diferențe de temperatură afectează plămânul animăluțelor. Exact, precum spuneați, odată cu schimbarea vremii, ne apar și aceste congestii pulmonare. Ele de obicei ne întâlnim destul de des în perioada de vară până în perioada de toamnă târzie. În special la animăluțe, referitor aici pisici căței, care sunt ținuți în casă și care au tendința de încălzire. Noi avem în casă un mediu ambient destul de crescut ca și temperatură și îi scoatem afară la plimbare, unde dacă e temperatura mai scăzută, ei au obiceiul să se așeze pe suprafețe reci. Dar aici nu putem să ne referim că numai afară se așează pe suprafețe reci, chiar și la noi în casă, pe parchet, pe zone de gresie, unde corpul lor încălzit intră în contact cu corpul rece și astfel ne apar aceste congestii pulmonare. Un alt factor de apariție al congestiilor pulmonare mai poate să fie și datorită curenților de aer. Aici ne referim mai mult la pisici. Ele au tendința de a sta foarte mult în zonele de curenți de aer și dacă în zonă de curenți de aer reci, automat cine ne suferă prima dată este pulmonul. Există niște simptome care pot să ne dea de gândit? Da, în primul rând ce observă proprietarul până să ajungem la acea tuse, observă abatere. Pisicul, cățelul nu mai este așa activ, vede că stă destul de liniștit, caută din ce în ce mai mult zone reci. În ce sens? Automat cu congestia pulmonară ne apare și ipertermia. Adică avem temperatura crescută, corporală, și atunci animăluțul caută să se așeze pe zone reci, fiind corpul lui cald, sau să bea o cantitate mai mare de apă. Bun. Spuneați că apare și tusea pe urmă. Da. Secundar acestei secundar afectării ne apare și tusea cu, poate să fie o tuse simplă, seacă sau o tuse cu expectorație. Cât de periculoasă este această afecțiune? În funcție de timpul în care se prezintă la medic, poate să fie foarte periculoasă. Congestiile pulmonare acute, acestea pot să fie chiar mortale. Referitor la costuri, nu sunt costuri foarte mari, iar referitor exact ce vă ziceam la prognostic, prognosticul tot timpul plecăm pe un prognostic rezervat. Șansele de a fi bine sunt destul de crescute. Cel mai important lucru, întotdeauna, prevenția. Ce trebuie să facem, pentru că în situația de față bănuiesc că nu există vaccinuri. Exact, nu există vaccinuri și ați spus foarte bine aici punctul pe ei referitor la prevenție. În primul rând, proprietarii trebuie să aibă mare grijă să nu lase cățeii după ce aleargă, după ce se joacă,
să se așeze pe suprafețe reci. E bine să aibă tot timpul un covoraș unde să se așeze. Aici ne referim în spațiul lor, în spațiul de joacă, acasă, în curte, la om și tot. Al doilea lucru foarte important, când în scăldurile acestea mari vara, nu e recomandat a se merge cu ei la băi în perioada de temperatură maximă. Aici ne referim undeva între ora 10 și ora 17. Pentru că corpul lor încălzit în contact cu apă rece o să fie tot timpul o problemă foarte mare referitor la aceste congestii pulmonare. După aceea, la referitor la pisici, ce vă ziceam, cu curenții de aer, mare grijă la geamurile lăsate. Cât de cât pisica unde stă să nu fie foarte mulți curenți de aer. Dacă e doar un geam deschis, este foarte bine, dar să nu fie lăsat să ne se producă acest curenț de aer. Știm că există, probabil că e de vreme, sunt mai mult pentru perioada rece, dar mă refer la cei care ies cu căței dimineața, la prima oră afară, la plimbare, sunt recomandate acele hăinițe care se găsesc acum pe toate drumurile. Exact, aici era spus foarte bine, mai ales în perioada aceasta de toamnă. Căței de apartament, ne referim strict la ei, automat ce pe timpul perioadei de vară au fost unși, blănița este destul de scurtă, până ne crește blănița e recomandat a fi scoși la plimbare dimineața și seara cu hăinuțe de protecție. Tocmai dacă ați văzut acele hăinuțe foarte bine gândite, încât să ne protejeze foarte bine cutia toracică și ușor zona lombară. Să dea Dumnezeu să treacă bine toate perioadele astea și toți crescătorii, toți proprietarii să aibă animale sănătoase și frumoase. Exact, asta ne dorim și noi, precum spunem de multe ori și la proprietari, mai bine să ne vedem doar la simple consulturi, fără să avem afecțiuni grave. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. SC Marvianis Spedition SRL Comisionar Vamal poate îndeplini pentru societatea dumneavoastră următoarele servicii. Întocmire declarație vamală import-export, declarație T2L, declarație de tranzit NCTS-TIR, declarație sumară. Întocmire declarații statistice intrastat pentru fluxurile introduceri expedieri de bunuri intracomunitare. Vă stăm la dispoziție la sediul societății Deva, strada Victor Șuiagă, numărul 8, județul Hunedoara. Telefon 0725 918031, fax 0354 418845. Atât și pentru astăzi, gata.
dacă stăm să ne gândim bine, cel puțin calendaristic, vara s-a cam încheiat. Asta nu înseamnă că se încheie munca. Am de gând să aflu cam ce înseamnă grupul de producători Corvinia, cum ființează, care sunt problemele, pentru că sunt multe de spus, cu siguranță și din acest punct de vedere. Și de ce nu, poate găsim acel cârlig de exemplu pentru alți și alți producători. Ne revedem așadar peste o săptămână, la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă! Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.